Mă numesc Iulia Diaconescu, sunt medic primar cardiolog la Ares Cluj-Napoca și în cadrul clinicii mă ocup de consultații de cardiologie și marea majoritate a investigațiilor cardiologice. În general, de la vârsta de 45 de ani, este cel mai prudent și logic să-ți faci un prim consult cardiologic. Sigur că această vârstă ar putea să scadă în cazul în care în familie există antecedente cardiovasculare semnificative, infarcte la vârstă destul de tânără, mai ales dacă se combină cu niște factori de risc cardiac semnificativ, cum este fumatul sau dislipidemia. Simptomele care ar trebui să-i trimită cât de rapid pe pacienți la medic sunt în principal durerea toracică, sunt palpitațiile, bătăile rapide la inimă cu ritm neregulat, pierderea de cunoștință este una dintre cele mai importante simptome cardiace și, nu în ultimul rând, oboseala la efort. Și când zic oboseală, mă refer în special la lipsa de aer la efort, mai ales dacă aceste simptome sunt apărute într-un interval scurt și reprezintă o modificare față de statusul de echilibru al pacientului. Investigațiile sunt foarte nuanțate în funcție de factorii de risc al fiecărui pacient. Într-un prim moment ar trebui făcut o consultație cardiologică cu EKG și ecografie. După aceea, consultația se nuanțează. De exemplu, în cazul pacienților hipertensivi, trebuie suplimentată cu o ecografie vasculară la nivelul carotidelor, vasele care duc sânge la nivelul creierului și la nivelul membrelor inferioare. Pentru că depunerea unor plăci de aterom la acel nivel schimbă clasa de risc a pacientului. La pacienții peste 65 de ani, mai ales dacă sunt hipertensivi sau diabetici, incidența fibrilației atriale, fibrilația atrială este o aritmie cu risc de accident vascular cerebral, deci incidența fibrilației atriale este foarte mare și în prezent se recomandă screening la toți pacienții peste 65 de ani pentru a descoperi aceste episoade de fibrilație atrială. Acum, cele mai periculoase afecțiuni cardiovasculare sunt cele cu risc vital imediat, cum sunt infarctul miocardic acut sau disecția de aortă. Dar toate aceste boli care reprezintă urgențe cardiovasculare au o lungă perioadă în spate de simptome care sunt cel mai des trecute cu vederea. Rolul nostru este să descoperim tocmai aceste mici semnale de alarmă care ar indica ulterior o problemă potențială cu risc vital. Astfel, o fibrilație atrială netratată poate să dea accident vascular cerebral, iar accidentele vasculare cerebrale date de fibrilație atrială sunt niște accidente vasculare cu deficit funcțional grav. O altă afecțiune care pare și ea semnificativă este stenoza de carotidă. Stenozele de carotide, care și ele nedescoperite, dau accident vascular cerebral și printr-un simplu screening de a face o ecografie Doppler carotidiană la un pacient hipertensiv, descoperim multe din aceste afecțiuni într-un stadiu în care încă se mai poate face ceva. Anevrismele de aortă abdominală, la care la fel este obligatoriu un screening la persoanele peste 65 de ani, mai ales dacă sunt fumători, sunt niște afecțiuni care, descoperite la timp, pot fi tratate.